Oh, bună dimineața, fratele, ce faceți? Chiar dimineață, pui mie, bine, ora 10 jumate, că am trezit mai devreme, dar am filmat înainte un episod dintr-un joculeț nou și șmecher, dar nu contează asta pentru voi, pentru că astăzi vreau să vă arăt ce am mai primit, așa că haideți să vă arăt. Bun, fraților, după cum bine știți, aici este locul unde eu îmi fac unboxing-urile, fix aici, în mijlocul camerei. Avem aici un cuțit care să mă ajute să îmi fac treaba. Aici am telefonul în care să văd dacă se vede bine, Se vede aproape perfect. Ok, hai să-i dăm bice, fraților. Avem aici ăsta care trebuie să-l arunc, pentru că de fiecare dată când am făcut un unboxing și am păstrat chestia aia, voi mi-ați văzut adresa, ceea ce nu vreau. Bun, așa, haideți să-i dăm bice, fraților. Aici, după cum ați văzut și în titlu, bine, voi deja primiți spoilere, frate. Nu-i frumos, primiți spoilere. Că voi ați văzut deja în titlu ce fac eu în acest episod. Și nici măcar eu n-am de unde să știu ce fac în acest episod. Am un cuțit foarte prost, fraților. Puțin noroc, poate reușesc până mâine să-ți fac și-o chestia asta. Mă, ce cuțitul ăsta, că zici că nici nu taie. Păi cum iau gâtul la porcul ăsta? E nebun la cap. Hai să-i dăm drum. Aia și taie cu stânga, alerturatule, că cu dreapta te plictisiși. Bine, mă. Ok, mai avem decât mijlocul. Referențul, astăzi am primit ceva de la cast. Avem aici. Perfecto. Mai ce mai era ceva? Bă, mai era ceva aici. Ha, un nimic cu aer. Foarte frumos, mulțumim frumos pentru acest nimic cu aer. Bun. Hai să vedem ce se întâmplă aici. Așa. Avem un sistem de boxe, fraților, 2+1. Un sistem de boxe 2+1. Din păcate pe culoare albastru, pentru că pe roșu n-am mai avut băieții când l-am trimis. Pe roșu s-ar fi încadrat mai bine aici la mine dacă l-am dor, dar eu accept și pe albastru. Ok, hai să îl desfacem pe ăsta, dacă am și, dacă am și, ca să desfac. Arriba. Ăștia, mi-am luat o țeapă, când am cumpărat GoPro vechi, pentru că avea sigilii pe el și el, de fapt, ăla îl vindea pentru că nu mergea. Ok. Ok, mamă, ce cutie ciudată, să-mi bat picioarele, cum se desface, cum se deschide. Mufle, ne arată cum trebuie să le băgăm, cum trebuie să le montăm. Păi, foarte interesantă treaba asta, că ne arată ca la proști ce trebuie să facem și aparent avem nevoie, cel puțin eu. Nu știu de voi, dar cel puțin am nevoie. Wow. O scris mărunt, nu vreau să văd. Și aici avem căblăra aia. Niciodată n-am știut să conectez boxele în unitate, dar probabil asta era din cauza că am fost foarte mic, acum sunt mare și o să știu. Deci avem aici căblă raie. Bă, și cred că asta e aia de volum. Da? Bă, că de șmechere aia de volum. Fai de mine, frate, bă, și că de mine se simte la mână. Ce am pe aici? Bă, dar haide și totuși să le scoatem. N-ați văzut nimic. Bun, asta este subwooferul, fraților, pentru că sistemul este un sistem 2+1. Ca așa am vrut-o, pentru că n-am nevoie de mai mare. Sinceriteți-vă la mine la calculator, unde puii mei să-l mai pun? Explicați-mi și mie. Și așa nu știu unde îl pun pe ăsta. Oricum, subwooferul trebuie să pun jos, asta e clar. Boxele două le nimeresc eu pe undeva unde să le pun. Oh, pardon. Wow, mă, chiar arată foarte bine. Nu mă așteptam să-mi placă pe albastru, dar arată foarte, foarte bine. Asta e subwooferul. Se pare că are o putere de 60x120, dacă nu mă înșel, sau poate puțin invers. În fine, o să mergem imediat și să ne uităm la specificații. Oricum, voi o să găsiți un link în descriere, fraților, cu acest sistem. Așa că acolo vă puteți uita și de specificații și de orice altceva cu ține sistemul. Deci da, să începem pe aici. Avem un on-off, eco-mod. Eco-mod, fraților, aveți și eco-mod, adică îl puteți apăsa, iar când el simte că e în stand-by, nu mai merge. Am aici ce putem și o bară de volum și o bară pentru bas, un butonel pentru volum normal și volum de la bas. Și normal, unde stă de alimentare. Bă, am aici fiar de... am unde să-l bag în priză, ok. Bun. Deci așa arată subwoofer, arată foarte, foarte bine, mie îmi place. Și avem aici și boxele.
Frumușele. Și eu zis, hai. I-am pus acolo și acolo. Ăsta e foarte șmecher că are luminițe. Și aici în spate are două butoane. Ia auziți aici. Bine, nu știu cum se aude pe filmare. Are un buton de bas și unul de volum. Cât de tare, cât de tare. Le-am dat în blană pe amândouă. Îmi place foarte mult luminițele de la asta. Bine, e bine să-l țin blană pentru că atunci ai cel mai mult control de la volum. Am reușit să le conectez după un pic de luptă. Mă mir că nu vine nimeni peste mine. Avem acolo un videoclip cu mizodie și hai. Hai, 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 de bice, de bice. Să-l dăm mai încet un pic. Hai totuși. Așa arată sistemul acolo. La de jos are luminiță și face și bum, bum, bum când cântă. Ia să vedem. Ce mai face? Probabil face pe anumite piese și când vrea. În fine, sau când îi dai basul tare. Am pus aici cele două boxe. Am vrut să pun pe asta acolo. Problema e că dacă o pun acolo, ăsta e mai aproape de mine, difuzorul ăsta, decât ăsta. Și automat... o să mă aud mai ciudat. Automat o să aud eu ciudat în urechi, pentru că automat ăsta este mai departe decât mine și la urmă mai mult pe ăsta și ăsta este cel din stânga, dacă nu mă înșel, sau din dreapta, în fine. Și o să aud gen doar sunetul care se aude în dreapta. În fine, fraților, sistemul se aude foarte bine. Îmi place că, în afară de volumul care l-ai tot timpul lângă tine pe birou, ai un volum în spate care poți să reglezi subwooferul, adică basul, și de asemenea și volumul ei propriu. Cred că trebuie să găsești o concordanță între cele două în care să nu fie nici basul prea tare, nici prea încet și trebuie să o dai mai tare din butonul ăla, pentru că inițial când am pus-o ăsta era foarte încet, adică deși îl dădeam în blană de aici, se auzea încet. Oricum, hai să mai dăm drumul la o ruletă și să așteptăm un refren așa mai frumos și după aia să-i dăm blană iar. Bine, nu știu cum se aude pe filmare pentru că microfonul de la GoPro știți și voi că nu e prea bun. Hai, hai acum, acum începe, fiți atenți aici, fraților, hai. Tremură toate pe birou. Foarte tare, deci foarte tare, n-am ce să spun, foarte tare, îmi place, îmi place, deci chiar îmi place. Mulțumim celor de la Tras, fraților, că ne-au dat astea. Nu uitați să apăsați like dacă v-a plăcut acest unboxing și review. Nu uitați că în descriere găsiți un link cu mai multe detalii despre ele, pentru că nu mă apuc eu acum să vi le dau. Este un link care o să arate ceva de genul acesta. Și dacă dați aici jos, puteți să vedeți toate detaliile sale. Și deocamdată cam atât. Verificați linkul din descriere și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!